Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor, la ora de știri. Vă spune Dan Moștanu, ca în fiecare seară de vineri, ne vedem începând cu ora 19. Am intrat într-un nou an, 2018, să vă spun și eu la mulți ani, să fie un an fructos din toate punctele de vedere. Bun, și pentru că 2018 este un an nou, credem noi că vom avea parte de multe noutăți, fie în plan politic, fie în plan administrativ, poate și în plan financiar, nu? Să ne fie mult mai bine. Invitatul meu din această seară este primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-a regăsit! Să vă spun și dumneavoastră la mulți ani, să fie un an bun. Am pus un titlu acolo, 2018, un nou început. Un nou început pentru dumneavoastră, să-l numesc așa, sau continuăm? Un nou început pentru toată lumea, pentru toată lumea. Pentru că am trecut printr-un an 2017 destul de greu pentru noi. Sper ca 2018 să fie un nou început și pentru mine și pentru cetățenii din municipiul Târgu Jiu. Aș vrea să facem așa puțin o recapitulare pe scurt anului 2017. Domnul Romanescu, v-aș întreba eu, dumneavoastră v-ați dorit funcția de primar? E o întrebare importantă pentru că legat de ea sunt toate acțiunile pe care dumneavoastră le faceți la un moment dat, fie că le-ați făcut în anul care a trecut, fie că le veți face în anul viitor. V-ați dorit-o cu ardoare? Sigur. Am declarat din 2012, îmi doream să candidez la primăria municipiului Târgu Jiu și să și câștig acest fotoliu. Am avut singura șansă în 2017 pe care am și fructificat-o la maxim în momentul în care mi-am depus candidatura și care a fost încununată cu succes. Cum ați simțit sau cum ați venit în primăria municipiului Târgu Jiu? Cum ați simțit? Ați simțit-o destul de greu sau este o funcție, nu știu, care vă permite? Lăsăm la o parte bătălia politică care există și probabil că atâta timp cât dumneavoastră sunteți în PNL și aveți o majoritate în Consiliul Local, PSD va exista tot timpul. Dar ați simțit o funcție ca pe o funcție grea, apăsătoare sau nu știu, puțin mai lejeră, mai lejeră în sensul că vă puteți exprima către cetățean, adică puteți să faceți și puteți să comunicați cetățeanului absolut tot ce vă doriți dumneavoastră. Nu, calitatea de primar, mai ales calitatea de primar la Târgu Jiu, după părerea mea, reprezintă punctul cel mai înalt pe care poate să-l obțină un om politic. Partea cealaltă și ca responsabilitate, nu cred că există funcție la nivelul județean cu mai mare importanță decât funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. E adevărat că poate, în condițiile în care aș fi beneficiat de un sprijin și dacă aș fi avut și o majoritate în Consiliul Local, lucrurile puteau părea mult mai lejere, mai simple. Da? Însă n-am avut această șansă și trebuie să lucrez cu un consiliu care în acest moment nu mi este tocmai favorabil, cu un număr de colegi de la Partidul Național Liberal redus, 5 consilieri locali, și de aceea lucrurile sunt mult mai greoaie în modul în care se desfășoară activitatea primarului de la Târgu Jiu. E clar că fiecare dintre noi ne dorim să ne realizăm obiectivele. Pe de altă parte, ne-am fi dorit o majoritate măcar simplă pentru toate proiectele pe care le dezvoltăm și mai mult decât atât ajutorul pe care puteai să-l primești de la o majoritate în Consiliul Local. Indiferent cât de bine ai stăpânit toate domeniile de activitate și e clar că nelucrând în administrația locală până în acest moment e o perioadă de tranziție și până vezi exact mecanismul, până vezi exact modul în care se desfășoară această activitate, dar cred că încet, încet voi trece peste această perioadă și lucrurile vor intra pe făgașul normal. Eu zic că deja ați trecut, gata. Exact. Așa. Exact. Voiam să completez puțin. Apropo de acest Consiliu Local, eu nu vreau să iau așa. Când ați candidat, știați despre el, știa tot PNL-ul, gorjenii cu siguranță v-au votat pentru că au văzut în dumneavoastră un om care poate gestiona acest lucru. Adică noi am mai discutat și înainte de campanie, un tip inteligent
care poate să gestioneze acest lucru, adică poate crea o legătură între Consiliul Local și Primărie, e clar. Adică mie mi-e foarte clar că cei care sunt la putere PSD-ul în speță sau alianța din Consiliul Local va fi potrivnică unor proiecte cu care dumneavoastră veți veni în Consiliul Local. Și e normal până la urmă. Asta e bătălia politică. E, aici trebuie să interveniți dumneavoastră, pentru că e nevoie să interveniți, să creați o armonie între toate aceste lucruri. E greu de realizat acest lucru, dar gorjenii de aia v-au votat. Din păcate, probabil că v-au dat un vot simțindu-vă în stare să faceți acest lucru, că altfel nu. Din păcate, la toate proiectele cu care vin, m-aș bucura dacă și majoritatea din Consiliul Local ar veni cu proiecte. Da, e o întrebare, e o chestie foarte bună. Nu vin cu proiecte ei? Păi, nu au fost foarte multe proiecte promovate de către consilierii locali. Însă acest lucru m-ar determina și pe mine să ca activitatea din cadrul primăriei să funcționeze mult mai lejer. Da? Da, corect. E bun, nu ești de acord cu proiectele promovate de primar, dar asta nu ar trebui să te îndemne să nu vii tu cu proiectele tale. Proiecte susținute, bine fundamentate, care să poată să, cum să vă spun, să aducă anumite, o anumită îmbunătățire vieții cetățeanului din Târgu Jiu. Nu întotdeauna am văzut acest sprijin. Deci chiar dacă eu accept, pentru că nu fac politică de puțini ani, da, accept la un moment dat opoziția la activitatea sau opoziția la primarul de la Târgu Jiu, aș prefera să văd că sunt ajutat. E un subiect pe care mai am plus, și chiar aș vrea să intrăm, deși nu cred că o să avem foarte mult timp. Mi-aduc aminte înainte de campania electorală de câteva promisiuni ale dumneavoastră, dorințe, doleanțe ale dumneavoastră. Vreau un oraș modern în care oamenii să-și trăiască viețile în tihnă. Vreau un oraș al viitorului în care copiii de astăzi să ne bucure de zilele care vor veni. Și așa mai departe. Ce a fost cel mai interesant din punctul meu de vedere, am și scris pe subiectul ăsta, vreau să revenim iar la cuvântul magic, adică normalitate. Este obligatoriu. Foarte frumos exprimat atunci, în perioada aia, acest cuvânt normalitate. Din păcate nu se întâmplă acest lucru în primăria municipiului Târgu Jiu. M-am uitat, vă spun sincer, e părerea mea, nu știu dacă contează așa foarte mult, dar unele ședințe de Consiliu Local le privesc cu dezgust așa și cu un mare dispreț. Se întâmplă acolo lucruri care n-ar trebui într-o instituție. Eu când intru în primăria municipiului Târgu Jiu, în Consiliu Local, în prefectură, am așa o chestie, adică intru, nu pot să intru oricum, să urlu, să țip, să... Adică eu când vin la dumneavoastră chiar simt că intru într-o instituție. De ce se întâmplă toate treburile astea? De multe ori am fost acuzat de faptul că nu iau poziții ferme, că nu intru de multe ori în aceste discuții. Nu intru pentru că foarte multe dintre aceste discuții sunt sterile, n-au niciun fel de rezultat. Perfect, da? De acord. Aș prefera ședințe liniștite în care fiecare să-și poată spune punctul de vedere. Și da? Pe discuții concrete, adică nu să vorbească fiecare. Exact. Și care să vină, eu asta am spus și în perioada de campanie electorală. Dom'le, sunt omul care accept orice idee care vine din partea majorității deja formate la nivelul Consiliului Local. Nu o să fiu niciodată absurd. Pentru că e clar că ideile venite de la 16 consilieri, cât sunt în momentul de față, da, în această alianță, pot la un moment dat să aducă îmbunătățirea activității pe care o desfășor. Da? Nu știu, nici în perioada în care eram consilier, ca și acum, în perioada în care sunt primar, nu am acceptat acele mesaje care se transmit de multe ori în Consiliul Local. Extrem de dure, extrem de, cum să vă spun, câteodată jignitoare la adresa colegilor, adresa tuturor, și la adresa cetățenilor. La pentru adresa că mai ales de când... La adresa dumneavoastră, la adresa lor, mie mi se pare că duc discuția într-un... Adică mie mi s-a părut la un moment dat că discuțiile dintr-un Consiliu Local au fost duse în derizoriu. Știți care e problema? Și e urât, adică e păcat, e o instituție totuși reprezentativă, o instituție... Încă o dată spun, când vine oricine care intră în primăria municipiului Târgu Jiu, trebuie să aibă un respect pentru instituție. Ne-am bucurat de faptul că avem aceste ședințe transmise live. În momentul de față, măcar... Este în regulă, dar ar fi foarte interesant să găsim o variantă. Bine, ele sunt publicate pe site. Și în spatele fiecărei hotărâri sau
fiecărui punct din ședința de Consiliu Local, pentru că într-o ședință de Consiliu Local vezi doar cine votează, cum votează, ce votează. Sunteți de acord? Nu, 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 da, da, da. Nu, documentele întotdeauna au fost publicate. Știu că sunt publicate. Cu expunere de motive, cu referate, sigur, deci sigur. Toate acele alea documente sunt interesante, alea trebuie urmărite cu atenție. Dar asta vă spun, cred că, cum să vă spun, prezentarea în direct a acestor ședințe nu a făcut foarte mult bine. E posibil. Da? E posibil, pentru sincer. Că fiecare, știind că în fața calculatorului sau în fața telefonului cineva urmărește acea ședință, dorește să arate cât de important este în Consiliul Local. Eu mi-aduc aminte de perioada în care eram consilier local și vreau să vă spun că am un anumit regret. Adică ședințele se desfășurau în general destul de calm. Adică da. ne spuneam punctul de vedere. E adevărat că de cele mai multe ori, fiind reprezentant al Partidului Național Liberal, îmi exprimeam punctul de vedere, deși știam că nu o să fie niciodată votat. Da? Și lucrurile decurgeau normal. Acum, odată cu aceste transmisiuni, nu mai sunt atât de liniștite apele. Și chestia asta mă deranjează. Cum ar cel puțin pe mine ca... Adică există vreo soluție pentru acest lucru? Din păcate, la momentul acesta, nu. Nu. Pentru că asta este. Fiecare consilier încearcă să câștige notorietate, să-și câștige credibilitate prin expunerile pe care le realizează în acele ședințe. Dar eu întotdeauna am sperat că vom înțelege toți că aceste ședințe, la modul cum s-au desfășurat în ultimele 6 luni de zile, pot să se desfășoare și pe un ton liniștit. Da, eu subliniez faptul că dumneavoastră nu sunteți un adept al războiului chiar și verbal, adică niciodată. Eu de când vă știu sunteți un tip liniștit care își expune punctul de vedere într-un mod elegant. Mai era o problemă pe care aș fi vrut să discut. Mi-aduc aminte, din momentul în care dumneavoastră ați preluat funcția de primar, s-a tot vorbit. Nu v-am auzit pe dumneavoastră. În rest, tot ce era în jurul dumneavoastră vorbea despre faptul că, domne, toți oamenii din primărie sunt împotriva mea, toți directorii sunt împotriva mea, am o primărie care nu lucrează cu mine. Apropo de acest lucru, vreau să vă felicit pentru o decizie pe care ați luat-o, am văzut-o la început de an. Mi-a făcut mare plăcere când v-am auzit că o să evaluați directorii instituțiilor și fiecare direcție separat. De asta voiam să vă spun că nu sunt ok acele vorbe. Probabil lucrul acesta trebuia să-l faceți mult mai devreme, da? Și sunt direcții în primărie care, adevărat, nu-și fac treaba așa cum trebuie, cheltuie foarte mulți bani, deși nu au obiective, o să vi le dau și exemplu dacă vreți. Eu vreau să vă mulțumesc eu personal sau să vă apreciez pentru faptul că ați început să evaluați directori și direcții și tot ce e de evaluat în primăria municipiului Târgu Jiu. În acest moment, așa cum este prevăzut în lege, avem perioada lunii ianuarie în care se fac aceste evaluările obligatorii în privința angajaților din cadrul primăriei. Le-ați luat la modul cel mai serios sau le faceți doar, sau nu dumneavoastră, cei care le fac de dragul de a le face? Păi nu, eu fac la direcțiile și la directorii care îmi sunt subordonați, fiecare viceprimar care are în coordonare anumite direcții sau servicii la șefii de serviciu sau la directorii din subordine, secretarul la fel are și dânsul o parte și din activitate. Și nu ajung toate aceste evaluări la dumneavoastră pentru că e foarte interesant acest lucru. Ajung pentru avizul final la mine. Pentru că eu vreau să vă spun, v-am făcut cadou o revistă, Biz Magazine este revista editată de mine și o să aveți acolo o direcție, nu știu ce, aceea condusă de domnul Strâmbulescu, Centru de Cercetare, Promovare și nu mai știu ce, care au un buget de salariu de 45%, adică 150.000 de euro pe an. Mie mi se pare o sumă exorbitantă, adică pentru Brâncuș, pentru cercetare, cheltui niște sume infime, dar pentru salarii 45% e foarte mare. Aveați posibilitatea în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, spre exemplu, să plecați de la un salariu minim? Nu știu, dau exemplu, directorii să ia, nu știu exact cât e acum un director de direcție, dar să ia minim 50 de milioane sau cât e prin lege stabilit și să crească în funcție de performanțele pe care le face sau pe performanțele pe care le are? Exista pe varianta modul, asta. Pe modul cum se realizează salarizarea în acest moment, cam în toate primăriile din țară, s-a mers pe o salarizare unitară. Adică directorii pe funcții similare, cu experiența necesară și cu vechimea în acel domeniu, primesc cam acel salariu. Nu cred că sunt foarte multe primării unde s-a făcut această diferențiere. Pe de altă parte,
în urma unei valori corecte. Asta spun. Se poate face la un moment dat și o astfel de diferențiere, inclusiv pe fiecare funcție în parte. Sau aveți în vedere acest lucru? E încă prea devreme, adică sunt 6 luni de zile, eu nu pot face decât o evaluare pentru 6 luni de zile. Pentru că perioada de început de an, pentru perioada aceea, evaluarea o va face domnul Aurel Popescu. Deci e o evaluare de 6 luni de zile. Ce evaluare sunt direcții, cum spuneam, care au, sau directori care au ajuns acolo, sau manageri, printr-un proiect. Adică sunt direcții în cadrul instituției care cheltuie foarte mulți bani, adică sunt cheltuitoare de centrul acela de promovare. Deci tot ce înseamnă, tot ce e legat de evenimente culturale, neculturale și așa mai departe, cheltuie foarte mulți bani. O să le prezint la un moment dat pe toate și o să vă uimiți și dumneavoastră dacă încă nu ați ajuns să-l vedeți sumele. Sunt direcții care cheltuie foarte mulți bani. Sunt directori care conduc aceste instituții cu obligații zero. Nu, păi chiar obligații, zero, pentru că sunt prevăzute, sunt prevăzute în contractul de management sau în fișa postului. Aici problema este alta. Domnul Moșteanu, vă rog. Problema nu este de nivelul salariilor. Da, corect. De multe ori... de acord cu dumneavoastră. Poate să fie salariul 300 de milioane, nu mă deranjează, exact. Dacă avem rezultate. Corect. Aici vorbim de modul în care directorii respectivi sau managerii respectivi știu să valorifice calitatea resursei umane pe care o au în cadrul acelor direcții. Corect. Da? Și să creeze evenimente cu impact extraordinar. Perfect de acord cu dumneavoastră. Eu aș prefera unui director să-i dau... 500 de milioane. 500 de milioane. Dar să știu că impactul lui este de 2 miliarde. Dar să am un centru cultural sau o expunere așa cum are Alba Iulia sau cum are Timișoara sau cum are Sibiu, e adevărat. Poate mă raportez la orașe cu tradiție culturală mult mai înaltă, da? Dar chiar și la Târgu Jiu. Alba Iulia poate să fie pentru noi oricând un exemplu în modul în care se promovează. Știți cum este, domnul primar, obiectivele? Eu sunt convins că multă lume o să vă înjure, multă lume o să vă aplaude. Niciodată nu o să fie toată lumea de acord cu dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, important e să faci pași. Adică dacă încep să faci un pas mărunt acum, unul mâine, unul pe mine, eu niciodată nu, spre exemplu, eu n-am ieșit în spațiu public să evaluez activitatea noastră pe 6 luni. Nu ai ce să evaluezi în 6 luni de zi, chiar nu ai ce să evaluezi. Adică abia te obișnuiești cu mecanismele, că sunt și acolo tot felul de proceduri prin care... Bun. Care ar fi părțile bune ale acestei funcții de primar al municipiului Târgu Jiu? Părțile grele bănuiesc că sunt multe. Părțile bune sunt, cum să spun, în primul rând legate de putere pe care o deține un primar în dezvoltarea acestui mecanism din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Adică faptul că poți anumite proiecte pe care le-ai dezvoltate să ți le pui în practică, să vii cu soluții, să ai o echipă care să poată să dezvolte acele proiecte. Deci sunt și elemente care ar trebui la un moment dat să te facă să fii fericit că ești primarul unui municipiu. Apropo de echipă, la fel, eu spun ce vorbește gura lumii, noi n-am apucat să stăm de vorbă. S-a tot vorbit despre echipa de consilieri din spatele dumneavoastră. Sunt oameni pe care vă bazați în momentul de față, să înțeleg că faceți o remaniere, să-i spun așa, remaniere a echipei din spatele dumneavoastră. Sunt oameni pe care vă bazați, sunt oameni care, eu știu, vă iau o parte din responsabilități în momentul de față sau încă lucrați la acest lucru? Nu, sunt și în perioada celor 6 luni de zile, o parte dintre oamenii care am avut în echipă mi-au preluat o parte din responsabilități, este clar. Sunt oamenii care merg în teren, care identifică probleme, sunt oamenii care fac partea de comunicare, sunt oameni din... La partea de comunicare a fost deficitar, da. Cel puțin în primele 6 luni. În primele 6 luni de zile, da. Am fost deficitar. Eu zic că acum încep să pornit am început cu o conferință de presă, ceea ce e foarte bine. Adică... Înțelegeți? Și chestiile acestea o să le permanentizez. Și trebuie o să fie o instituție transparentă și activitatea mea o să se facă în mod transparent. Dar, v-am spus... Cu micile greșeli pe care le-am făcut și eu, pe care le-a făcut și echipa, sunt în rest, adică oamenii care au rămas în echipa mea în acest moment sunt oameni care au adus atât cât au putut să aducă fiecare plus valoare.
și intenționați să mai umblați, intenționați să mai Nu, încerc să îmbunătățesc această echipă, să aduc oameni pregătiți. Nu, niște nume, așa? Nu, la momentul acesta nu vă pot da nume, pentru Dar ce anume, pe ce domenii? Pe domeniile de pe juridic, pe economic, încerc să aduc ceva oameni care să poată să mă ajute, oameni care să poată să fie deschiși la tot felul de proiecte pe care ar putea să mi le prezinte pentru dezvoltare în viitor. Deci, oameni cu altă viziune, cu o viziune mult mai deschisă pentru proiectele de viitor ale mele. Care departament din cadrul primăriei vi se pare cel mai... nu știu exact cum sunt, departamente, direcții servicii, vi se pare cel mai deficitar în momentul de față, adică cel care trage puțin primăria în jos? Nu aș vrea să spun, fiecare dintre... Îmi permit să vă spun eu, da. Scandalurile foarte mari sunt legate în momentul de față de poliția locală. Așa a este. Municipiului Târgu Jiu. Ce aveți în intenție pentru 2018 să faceți cu, nu știu ce, direcție sau serviciu? E serviciu. La poliția locală au fost foarte mult mediatizate subiectele de acolo. Probleme sunt în multe dintre direcțiile din cadrul primăriei, însă n-au fost atât de mediatizate ca la poliția locală. Transloc este o altă societate care e adevărat că expunerea de care beneficiază poliția locală și mai ales expunerea directă în stradă este foarte mare. Da. Nu o să găsiți în niciun județ din România poliție sau poliție locală care să fie bine apreciată. Că în momentul în care un polițist local se duce și dă o amendă sau dă un avertisment, chiar și un avertisment unui conducător auto sau cuiva care n-a respectat legea, e clar că din acel moment nu capătă tocmai laude pentru activitatea pe care o desfășoară. Și de aceea, din păcate, relația din cadrul poliției locale pe mine, în momentul de față, mă frapează, da. Nu relația pe care o are poliția locală cu cetățeanul, pentru că aceea poate fi îmbunătățită. Acolo există un purtător de cuvânt care își face datoria... Adică în interiorul poliției locale să înțelegem că e... Da, lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Eu am vorbit întotdeauna și cu liderii de sindicat și cu domnul Florin Urdea. Am încercat să găsesc o cale de comunicare între cele două părți ca lucrurile să poată funcționa. Sper ca în perioada următoare să am anumite decizii pe care le voi lua acolo. Am avut astăzi o discuție cu liderii de sindicat în privința modului în care vedem alcătuit bugetul pentru anul 2018. Deci, începutul de an sper să fie cu roade și pentru ceea ce se întâmplă în poliția locală. Acolo vreau să măresc puțin schema pe partea de control comercial, pe partea aceasta de construcții, de verificare a documentațiilor, exact, pentru construcții, pentru că e nevoie. E nevoie, adică uitându-ne... o plajă mai mare de activitate. Nu neapărat o plajă mai mare, o să încerc să fac o reorganizare, să le dau mai mulți oameni, care să poată cu adevărat să aibă posibilitatea să acopere în integralitate municipiul Târgu Jiu. Astăzi, cel puțin din punctul meu de vedere, numărul de personal pe aceste compartimente este redus. Și ca să poți să-ți faci datoria cu prisosință, trebuie să ai și un personal calificat, numeric puțin mai ridicat. Așa e. O să luăm o scurtă pauză de publicitate. Înainte de a lua pauză de publicitate, vreau să vă spun că înainte de campania electorală, cum vă cunosc eu, zâmbeați mai mult, domnule primar. Sper că în perioada lunilor următoare să am și motive să zâmbesc mai mult. Da, trebuie să zâmbiți mai mult. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat cu primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit.
Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. Pomadil Com SRL. Acum ne găsiți și în complex Rodna, stand 76 și 77, cu produse de sezon, dulciuri, cafea, băuturi alcoolice, apă, produse alimentare și sucuri la cele mai mici prețuri. Vă așteptăm să vă convingeți și dumneavoastră. Pomadil Com SRL. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta. Hai la drum cu Auto TNC. Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050111. Bună, eu sunt Prețul Mic și ei sunt frații mei. Prețurile mici și foarte mici Explor. Lumea ne crede adesea oferte, dar noi suntem mici tot timpul anului, nu doar de sărbători. Așa că vă rugăm, spuneți-ne chiar așa: prețurile mici și foarte mici Explor. V-am făcut curioși? Haideți să ne cunoaștem și să ne luați acasă împreună cu produsele Explor preferate. Vă așteptăm la Explor, Târgu Jiu, Alea Digului, numărul 1. Peste 8.000 de produse alimentare și nealimentare la prețuri mici și foarte mici Explor. A fost odată ca niciodată un magazin unde intrai și puteai să cumperi orice cu 30% discount. Hei, asta nu e poveste, e realitate. La Viena Optic ai tot cu 30% discount. Adică îmi pot lua ochelari de soare sau de vedere cu 30% discount? Da, trebuie doar să mergi în magazinele Viena Optic din Petroșani și Târgu Jiu și ai totul cu 30% mai ieftin. Viena Optic. Orizonturi fără limită. Prin mesajul Îndrăznește să visezi, se desfășoară campania de informare și conștientizare privind rolul tinerilor în dezvoltarea comunității, denumită Tinerii de azi, oportunități, potențial și bariere. Campania este derulată în cadrul proiectului cu titlul Încrederea vine din acțiune, implementat de către Asociația Iubire pentru Oameni Rovinari, în parteneriat cu DGASPC Sălaj și SC Anaida Agroturism SRL Bihor. Proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului prin programul de finanțare Concurs Național de Proiecte de Tineret 2017. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice, Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. Pomadil Com SRL. Acum ne găsiți și în complex Rodna, stand 76 și 77, cu produse de sezon, dulciuri, cafea, băuturi alcoolice, apă, produse alimentare și sucuri la cele mai mici prețuri. Vă așteptăm să vă convingeți și dumneavoastră. Pomadil Com SRL. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC.
Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi, totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050111. Bună, eu sunt Prețul Mic și ei sunt frații mei. Prețurile mici și foarte mici Exflor. Lumea ne crede adesea oferte, dar noi suntem mici tot timpul anului, nu doar de sărbători. Așa că vă rugăm, spuneți-ne chiar așa: prețurile mici și foarte mici Exflor. V-am făcut curioși? Haideți să ne cunoaștem și să ne luați acasă împreună cu produsele Exflor preferate. Vă așteptăm la Exflor, Târgu Jiu, Alea Digului, numărul 1. Peste 8.000 de produse alimentare și nealimentare la prețuri mici și foarte mici Exflor. A fost odată ca niciodată un magazin unde intrai și puteai să cumperi orice cu 30% discount. Hei, asta nu e poveste, e realitate. La Viena Optic ai tot cu 30% discount. Adică îmi pot lua ochelari de soare sau de vedere cu 30% discount? Da, trebuie doar să mergi în magazinele Viena Optic din Petroșani și Târgu Jiu și ai totul cu 30% mai ieftin. Viena Optic. Orizonturi fără limită. Prin mesajul Îndrăznește să visezi, se desfășoară campania de informare și conștientizare privind rolul tinerilor în dezvoltarea comunității, denumită Tinerii de azi, oportunități, potențial și bariere. Campania este derulată în cadrul proiectului cu titlul Încrederea vine din acțiune, implementat de către Asociația Iubire pentru Oameni Rovinari, în parteneriat cu DGASPC Sălaj și SC Anaida Agroturism SRL Bihor. Proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului prin programul de finanțare Concurs Național de Proiecte de Tineret 2017. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEA spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Am revenit, așa cum spuneam, la emisiunea Ora de Știri. Invitatul meu de astăzi este domnul Marcel Romanescu, primar al municipiului Târgu Jiu. Am rămas la a discuta despre ce se întâmplă la poliția locală. Totuși, am un mesaj de la cineva, o persoană, și îmi spune așa: primăria prin CNIPT participă la târgul de turism de la Madrid. Dacă da, ce așteptări aveți de la această participare și dacă știți ce costuri presupune participarea la acest târg de la Madrid? În momentul de față suntem doar în pregătirea bugetului. Nu știu ce costuri presupune o astfel de participare. O să văd exact la momentul în care stabilim bugetul. Bun. Rămăsesem la poliția locală. Intenționați să... Bine, încă o dată spun, eu vă știu un om al dialogului. Intenționați să aveți discuții și în afara faptului că o să umblați puțin la organigramă, intenționați să aveți discuții sau să umblați și mai sus de cei care sunt, adică schimbați șefii, nu știu exact cum sunt pe acolo. E vorba de șef, de ajuns, de și așa mai departe? În momentul de față nu există decât un singur post de conducere, mă refer la nivel de director, domnul Urdea. Da. Postul de ajunct în acest moment este vacant. Și în privința posturilor pe parte de ordine publică, acolo aș vrea să fac o mică reorganizare. Din punctul meu de vedere, cele 6 posturi de șef serviciu care sunt pe ordine publică sunt cam multe pentru modul cum văd eu acea organigramă, și de aceea cred că
în perioada următoare voi umbla puțin în acest sens, în diminuarea numărului de posturi de șef serviciu de la nivelul poliției locale. Mai mult decât atât, noi avem un control efectual la poliția locală. Mai există, am înțeles, și un alt control făcut de către alte organisme care au fost sesizate. În condițiile în care vor fi lucruri care îmi pot da posibilitatea asta, pot să iau orice măsură. Haideți să trecem puțin și la ceea ce înseamnă anul 2018. Ce v-ați propus, domnul primar, pentru anul 2018? Și aici mă refer, eu am tot văzut comentarii și pe Facebook și să știți că, nu știu dacă dumneavoastră personal, dar anumite departamente din primărie reacționează foarte des la postări. Ceea ce, nu, din punctul meu de vedere, nu e ok. Acum, eu nu spun că oamenii nu trebuie să își arate nemulțumirile pe Facebook sau prin Facebook, prin postele pe Facebook, dar ca și instituția primăriei nu poți să reacționezi la e aici ceva, mâine e aici altceva, apoi mâine e aici ceva. Nu. Mă gândesc că sunt proiecte sau aveți în vedere unele proiecte ample care să cuprindă și acel ceva, și acel ceva, și acel ceva. Și aceste postări pe Facebook au rolul lor. Sunt foarte binevenite. Eu astăzi în conferința de presă am mulțumit tuturor cetățenilor care ne adresează pe 94, că este numărul pe care îl promovez de când am ajuns primar, și sesizările care vin la poliția locală și pe domnuleprimar.ro. Da? Aveți sesizări pe 94, pe domnuleprimar.ro? Sigur, sigur. Există. Deci din acest punct de vedere stau foarte bine. Adică la nivel național sunt pe locul 6, pe un loc onorabil în privința răspunsului la aceste sesizări care le primesc pe domnuleprimar.ro. E, cum să vă spun, un lucru care mă bucură, că oamenii din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, prin intermediul personalului de la comunicare, pot să răspundă în timp real la toate solicitările care vin pe această adresă. Mai mult decât atât, de fiecare dată dimineața în operativă, primul lucru pe care îl iau în discuție sunt aceste sesizări venite de la cetățeni. E foarte bine. Că sunt de intensitate mai mică, că se referă la un bec sau la anumite probleme minore de la nivel, dar pentru cetățean orice problemă care îl afectează este importantă. Și din acest punct de vedere vă spun cu toată responsabilitatea necesară că mi-aș dori să aflu foarte multe dintre probleme cu care se confruntă cetățenii din Târgu Jiu, ca să pot să am permanent o imagine corectă a modului în care se desfășoară. E adevărat că primarul municipiului Târgu Jiu nu trebuie să rezolve doar problemele care vin pe acest număr de telefon sau pe acea adresă. Și dacă ne referim la perioada celor 6 luni de zile, să nu uităm un lucru. Am lucrat pe un buget deja votat. Corect. Da? Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, nu poți să spui amprenta atât timp cât există un buget. Un buget pe care l-ai luat. Știți foarte bine că eu trebuie să duc să pun în executare hotărârea de Consiliu Local. Corect, corect. Bugetul este, până la urmă, aprobat printr-o hotărâre de Consiliu Local. Ar fi fost incorrect ca eu, pe proiectele deja dezvoltate în perioada anului 2017 sau proiecte din anii trecuți, să le întrerup. Nici nu-mi permiteam la un moment dat să le întrerup ca să vin eu cu proiectele pe care mi le doream. Lucruri care iară nu puteam să le fac. Pentru că anumite proiecte pe care vrei să le pregătești pentru municipalitatea Târgu Jiu trebuie să le ai prevăzute. În buget. În buget, în acea listă de investiții. Plec de la două lucruri. Vă rog. Și lucrurile care le-am constatat în perioada de campanie și pe care vreau să le pun în aplicare în perioada din 2018 până în 2020. 1. Să folosesc banii în mod corect și transparent. În ce sens? Am făcut un punctaj pe toată această perioadă, nu eu neapărat personal, oamenii de specialitate din cadrul primăriei, da? Un punctaj cu reprezentanții APAREGIO pe tot acel master plan pe care ei îl vor dezvolta din 2019 încolo. Le-am spus clar, nu voi face niciun fel de investiție în zonele în care APAREGIO ulterior va veni să înlocuiască canalizarea menajeră sau alimentarea cu apă. Da. Pentru că ar fi incorrect ca eu astăzi să fac strada
Mâine să vină să spargă. Mâine să o spargă și eu la rândul meu ulterior. Este prefer, o foarte bună. Prefer din acest punct de vedere să duc banii spre o altă investiție care nu necesită o reparație ulterioară decât să duc banii spre astfel de investiții care n-au niciun fel de eficiență și n-au niciun fel de, cum să spun, niciun fel de logică până la urmă. Și nicio coerență. Și nicio coerență. După ce ai făcut... Eu sunt convins că dacă acest master plan al apareg, eu și cred că până la urmă se va implementa și la nivelul municipiului Târgu Jiu. Se realizează, vom avea 2019, 2020, 2022 orașul spart într-un fel în toate zonele. E foarte bine că se realizează. Condiții bune de viață în Târgu Jiu nu poți să ai decât dacă la un moment dat accepti și acest deranj provocat de lucrurile care se execută. Însă, astăzi discutam și cu domnul Ionescu, cu domnul director Ionescu și cu domnul Raul Chiriac, trebuie să vedem exact care sunt zonele pe care noi le putem asuma prin bugetul local, care sunt zonele sau străzile, bulevardele pe care Aparigiu și le poate asuma pe acel master plan. Dacă mi-am luat și anul acesta, mi-am stabilit trei priorități, cel puțin trei mari, da? Canalizare în Olari, da. Canalizare în Teilor, canalizare în Plopilor. Cele trei cartiere, da, în care nu numai canalizarea, introduc canalizarea și ulterior amenajez. Am asfaltat și am terminat. Exact. Am închis știu, acolo. Știu că foarte bine. Aia e gata. Știu foarte bine că în 2018 poate lucrările de refacere, așa cum avem astăzi în Griviței și în Aicuza, le voi face în 2019, dar știu sigur că în acele zone nu se mai umblă cel puțin 20 de ani. E perfect. Da? Asta este, decât să-mi fac o listă cu 50 de obiective. Sunt perfect, dar unul, în care, dar să fie dus până la final. În care, din care nu realizez nici măcar 5. Perfect, de acord. Mă duc pe listă cu 5 obiective foarte clare și știu exact, dom'le, astea sunt obiectivele pe care le am, le aduc la cunoștință tuturor furnizorilor de utilități că voi face aceste lucrări în perioada următoare și realizând aceste lucrări să poată să-și realizeze și acești operatori lucrările acolo, în zona respectivă. Corect. Ulterior, salut, o perioadă de 10 ani de zile nu mai are voie nimeni să folosească acele... E o decizie foarte bună. Asta e una. A doua este legată de acel trafic. Și știu foarte bine că am și avut anumite discuții cu dumneavoastră pe această problemă. Problema traficului nu se va putea rezolva de la o zi la alta. Foarte greu. Da? Foarte greu, da. Însă, aici apar două probleme. Problema parcărilor de reședință, la care țin enorm, adică eu îmi doresc ca cetățeanul din Târgu Jiu, atâta timp cât este plătitor de taxe și impozite la municipalitatea târgujeană, să aibă în mare parte prioritate atunci când e vorba de locurile de parcare. Și dacă plătește o taxă lunară sau anuală pentru locul de parcare, să fie prioritate pentru mine ca municipalitate. De la acel cetățean, eu astăzi pot să fac și străzi prin impozitele și taxele pe care le plătește. De ce vă spun acest lucru? Pentru că, în rest, pentru cetățenii, pentru turiști sau pentru cetățenii care vin în Târgu Jiu din alte zone, îmi doresc să amenajez cel puțin în două puncte în acest moment, parcări, în așa fel încât, odată ce a intrat în zona centrală, pentru că în zona de periferie sau în zona semicentrală se mai găsesc în continuare locuri de parcare. Și acolo avem o problemă. Sigur. Dar nu este atât de stringentă ca problema din zona centrală. În zona centrală avem în momentul de față un proiect, proiectul Calea Eroilor, care presupune și o parcare undeva în spatele statuii generalului Magheru. Dar nu pot să aștept. Proiectul acela e undeva din proiectul general de 40 de milioane, proiectul acela cu popa șapcă, cu pasa subteran, care arată foarte bine în acest moment ca și proiect. După părerea mea, nu se va putea realiza imediat. Adică este necesar cel puțin o perioadă de 5-6 ani. Da? Acum am, miercuri am semnat prima finanțare pentru Calea Eroilor de 2 milioane de euro la Ministerul Dezvoltării, urmând ca toate celelalte lucrări să se efectueze în anii următori. Nu va da niciodată un guvern 40 de milioane pentru, deși sunt convins că, ținând cont de valoarea obiectivelor pe care le-a lăsat Brâncuș aici, orice guvern ar trebui să facă o astfel de investiție. Până la urmă, nu este un obiectiv local, este un obiectiv de național. De interes național. Da? Așa cum am găsit bani să facem diverse investiții care nu au adus tocmai mari beneficii țării în care trăim,
un astfel de proiect finanțat, eu cred că ar fi foarte binevenit. Proiectul la momentul ăsta arată foarte, foarte bine. Însă nu pot să aștept. Corect. Adică nu pot să aștept să mă gândesc, domnule, banii ăștia îi primesc în următorii 5 ani, în următorii 10 ani. Trebuie să fac ceva. Trebuie să acționez. Și aici avem trei proiecte. Două legate de piața centrală. Și aici vorbesc de parcarea de la Rodna, în care avem în momentul de față în realizare un studiu de oportunitate pentru găsirea unei soluții. Dom'le, ne angajăm noi să o facem pe banii primăriei municipiului Târgu Jiu? Găsim finanțare sau vine cineva și... Exact. Sau găsim pe cineva care să poată să realizeze o parcare supraetajată la nivelul... scoatem la licitație proiectul, cine îl câștigă, asta este câștigător și ulterior poate să folosească acea parcare. Cea de-a doua parcare este cea de la Super 2000, cea de lângă. Da? Acolo, la fel, discutăm de un proiect de în jur de 4 milioane de euro, cu o parcare cu 3 etaje, pe care o avem inclusă în Planul Național de Dezvoltare Locală și de care am și discutat săptămâna aceasta cât am fost la București. Dacă în acea zonă am putea asigura undeva la 5-600 de locuri de parcare în perioada 2019-2020, să vorbim de un termen larg, da? Dacă odată cu finalizarea investiției de la stadion mai avem încă 250 de locuri de parcare și dacă în acest an reușim să terminăm tot ceea ce înseamnă partea tehnică pentru acea parcare din fața spitalului și din fața tribunalului, vreau să fac încă o dată precizarea ca să nu înțeleagă nimeni. Mi-am dorit parcarea de pe Geneva tocmai pentru a avea o locație care să poată să fie pretabilă pentru acest tip de activitate. N-am reușit. Asta nu înseamnă că n-am încercat să găsesc o altă soluție. Parcul din fața spitalului și din fața tribunalului este un parc care, și dacă nu aș realiza în momentul de față o parcare sub el, din punctul meu de vedere trebuie să-i dai o altă arhitectură. Arhitectura. Da? Este un parc, pentru mine, așa cum îl văd eu, un parc învechit. Și marea majoritate a parcurilor din Târgu Jiu, mă uit chiar și la parcul de lângă statuia lui Tudor. Pentru mine e important un singur lucru. Spuneți-mi. Vă aplicați la modul cel mai serios privind, să spun, locurile de parcare din municipiul Târgu Jiu. Este, cred că, e în momentul de cred că la momentul ăsta... Dacă nu fi unul, e cel puțin prioritatea numărul 2. Pe lângă locurile de muncă, în care s-au făcut demersuri și din acest punct de vedere trebuie să-l felicit pe președintele Consiliului Județean, pe Cosmin Popescu și pe toți cei care au putut să-și aducă aportul în această direcție, pentru municipalitatea târgujeană, aceasta este prioritatea numărul 0. Nu avem timp să discutăm foarte mult despre ea. Mi-aș fi dorit puțin să intrăm în amănunt și referitor la acele locuri de parcare rezidențiale. Corect. Sunt foarte importante pentru că dacă îi dai omului de la 00 la 00, e foarte greu ca eu care vin, dau un exemplu în zona Hotel Gorj, că acolo am și eu birourile și acolo cunoașteți și dumneavoastră zona. Dacă toți cetățenii au loc de parcare de la 00 până la 00, eu dacă vin și nu-mi găsesc un loc de parcare, mi-e foarte greu să... Și probabil știți și dumneavoastră, că vă loviți de problema asta. Vă dau un singur exemplu. Dar... Domnul Moștanu. Păi nu, că eu mă cert în fiecare zi cu poliția acolo, locală. Aveți locuință acolo sau... Nu, acolo am birou. Aveți birou, da? Da. Da. În condițiile în care zona nebunie. E, cred că, cea mai închisă zonă în privința locurilor de parcare. Știți cum e? Eu știți cum văd zona aia? E ca și cum dumneavoastră, spre exemplu, plecați în vacanță și lăsați ușa deschisă, hoții vin și e normal să vă fure. E cam așa o văd eu pentru poliția locală. Eu mă cer zilnic cu ei. Vin, îmi caut un loc de parcare, nu găsesc un loc de parcare. Evident, oamenii, dacă am parcat pe lângă hotel, pe acolo, pe o străduță, vin și își fac treaba. Și eu mă cer cu ei, zic, domne, nu am unde să o parchez. Sau dacă o parchez, efectiv nu ai unde, în toată zona. Nu-i vorba, începând de la primărie până la Piața Mare. E o soluție, e o soluție. Vă rog frumos. În momentul de față, pe acest proiect, pe Calea Eroilor, este prevăzută și o parcare subterană și supraterană în zona în spatele Hotelului Gorj. Foarte frumos. Da? Acolo, da. În condițiile în care, și aici vă spun sincer, în condițiile în care... nu reușim să obținem o finanțare în următorul an sau următorii ani pentru parcarea din spatele statuiei generalului Magheru, pentru parcarea de la Hotel Gorj, poți oricând să-ți asumi responsabilitatea, să angajezi un credit și să realizezi această parcare. Da? Nu te obligă nimeni să aștepți fondurile de pe PNDL. Așa poți să-ți angajezi tu ca primărie. Când este vorba de o problemă stringentă a acestei municipalități, eu sunt sigur că cetățeanul apreciază un astfel de demers. Cum să nu? Da? Cum să nu? Adică decât să asfaltezi 10 străzi, 15 străzi, care peste 2 ani de zile vor fi din nou sparte
pentru că trebuie introduse utilitățile de către Aparegio, mai bine prefer ca acei bani să-i duc spre aceste investiții, care sunt, până la urmă, tot în folosul cetățeanului. Și mai e o problemă. Vă rog. Trebuie să ne obișnuim cu un lucru. În afară, încă o dată mă refer la cetățenii care au reședința în zona respectivă. Corect. Dacă vii în Târgu Jiu, nu trebuie să-ți parchezi mașina în fața magazinului, în fața primăriei sau în fața instituției prefectului. Dar nici nu mă pot duce la 2 km. Păi nu, dar uitați-vă pe zona centrală. Dacă priviți piața centrală, stadionul, dacă se realizează și parcarea de acolo, okay. Deci dacă ai 3 parcări, din momentul acela, poliția locală poate să spună felul următor. Dom'le, ai o parcare la 100 de metri. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. 100 de metri, poți să mergi pe jos. Te-am amendat și te-am amendez grav. Poți să mergi pe jos. Corect. Gândiți-vă că acea parcare de la Tudor, parcare din fața spitalului Tudor, pe care ne-o dorim în acest moment, ar asigura într-un fel și accesul spre licee, spre muzee, chiar și spre instituția prefectului, chiar dacă vom avea parcare la Hotel Gorj, spitalul, tribunalul, de se pot realiza. Nu trebuie să mai mergem pe ideea. Da, poate dimineața când îți duci copilul la școală, la liceul Tudor, îl lași 5 minute, 2 minute și copilul pleacă, da? Dar dacă te duci să vezi centrul orașului sau să-ți rezolvi o problemă, du-te și parchează-ți mașina în parcare. În afară nimeni nu te lasă să parchezi pe marginea trotuarului. Pe bani. Fac colegii semn că mai avem puține minute și eu am o grămadă de întrebări pentru dumneavoastră. N-am ce să fac. Tocmai v-am dus pe terenul meu ca să nu puteți să terminați întrebările. Dat seama. Am citit întrebările de acolo și erau foarte... Translocul n-aveați cum, că sunt scrise de mine și eu scriu foarte... Neciteți, știu. Glumesc. Translocul reprezintă o prioritate pentru dumneavoastră? Da, reprezintă o prioritate. Poate de congestionat la un moment dat. În condițiile în care, și acum nu mai vorbim de siguranța realizării acelui proiect de 21 de milioane de euro, da? Eu cred că problema traficului în Târgu Jiu se poate rezolva mult, mult mai ușor. Gândiți-vă că e vorba de 15 mijloace de transport ultramoderne, da, inclusiv cu acele căi de acces pentru persoanele cu handicap, ceea ce nu avem astăzi la Transloc, de aceea nici nu ne-am permis. Și aici e o scuză pe care, îmi cer scuze cetățeanului din Târgu Jiu și trebuie să înțeleagă un lucru. Nu pot astăzi să cumpăr mijloace de transport în Târgu Jiu atâta timp cât eu peste 2 ani de zile, maxim peste 3 ani de zile, voi avea toată rețeaua pentru Transloc înlocuită, voi avea 15 mijloace de transport noi, voi folosi și mijloacele de transport care le au acum în maxim 3 ani de zile. Mulțumesc. În maxim, vorbim de 2000, până în 2021, acest proiect trebuie să se finalizeze. E adevărat, cu tot deranjul necesar. Gândiți-vă că înlocuirea stârpilor, înlocuirea firelor... Se regândește puțin și traseul, adică mă gândesc că nu o să mai vin cu mașina să vă mai spun dumneavoastră că parchez. Vin direct cu troleu. Dacă știu că vin de acolo până acolo, se regândește și traseele puțin? Se prelungesc, pentru că sunt cumva învechite. Se prelungesc traseele în momentul acesta. În regulă. Vom încerca să ducem liniile acestea pentru troleu și spre zonele care în momentul de față nu sunt accesibile. Dar nu vom avea troleu la Bârsești, nu vom avea traseu în Bârsești, nu vom avea traseu de troleu în Drăgoieni. Adică, în mare parte, circuitul troleului va rămâne același care este și acum. Dar, în momentul în care ofer cetățeanului condiții corect, decente, renunță la pentru... mașină și poate să sunt convins că renunță. Cu siguranță. Da. Repede, relația cu cei doi viceprimari. E o relație instituțională. Păi instituțională, da? Trebuie să fie. Păi, servim masa, asta suntem, e treaba noastră. Nu am ajuns chiar la faza de a servi masa. Dar instituțional discutăm în fiecare dimineață problemele pe care le avem pe ordinea de zi. Ne întâlnim în cursul zilei dacă apar anumite probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Nu pot să mă aștept la o relație, cum să vă spun, foarte, foarte caldă, pentru că reprezentăm în momentul de față partide diferite. Eu personal, ca primar, asta mi-aș dori. Pentru că în condițiile în care ai avea o echipă sudată și o echipă care trage în aceeași direcție, e clar că lucrurile în Târgu Jiu ar funcționa mult mai bine. Păi dar așa ar trebui. Iertați-mă că vă spun. Înseamnă că și dumneavoastră și viceprimarii și consilierii locali trebuie să tragă în aceeași direcție, adică spre binele cetățeanului. Eu asta îmi doresc. Îmi doresc din să știți că eu dacă această perioadă. Nu pot să analizez și nici nu-mi permit să analizez activitatea dumneavoastră pe 6 luni de zile, nici nu mi-aș permite, încă o dată spun, și nici nu puteți să faceți mare lucru, e adevărat. Un singur lucru vreau să vi-l... Trebuie să comunicați mult. Fiecare proiect, ieșiți cu el, povestiți-l oamenilor. Adică mi-e greu să cred că 13 consilieri sau cât au majoritate, 11 consilieri care reprezintă majoritatea, nu o să voteze un proiect pe care dumneavoastră l-ați făcut public cu 3 săptămâni înainte.
De fiecare dată se vor găsi argumente pro și contra. Nu cred. Înțelegeți? Mi-e greu să cred. Dată. Eu v-am spus. Sunt tare curios. Asta este concepția mea și nu voi renunța niciodată. Sper că și atunci când vom vota bugetul, o parte dintre lucrurile pe care vi le-am prezentat astă seară să poată fi votate. Pentru că de ce nu sunt decât lucruri în regulă pentru deci, municipiul Târgu Jiu. Nu sunt decât lucruri decente. Adică eu spun în felul următor. Domnule, hai să facem în așa fel încât banul cetățeanului din Târgu Jiu să-l folosim în mod corect. Corect. Mai am o întrebare și după aceea aș vrea să vă mai întreb ceva și de prin politică. Îmi mai dați 5 minute? Da. Clubul sportiv municipal și această bază sportivă. E o mare nebunie. S-a creat cel puțin în jurul bazei sportive. O ia Sarcină, o ia Moșteanu, o ia Lemnaru, o luați dumneavoastră. Eu iau. Deci o ia toată lumea acolo. E o mare nebunie în jurul ei. Ce se întâmplă întâi cu acest club sportiv municipal? În ce stadiu este și cum vi-l doriți dumneavoastră? Și întrebarea e ce se va face cu această bază? Adică în patrimoniul primăriei trebuie să fie, dar în ce direcție se va duce? Deci în privința clubului sportiv, domnul viceprimar a fost mandatat, da. Ieri a fost la București pentru înregistrarea acestui club. Deci merge. Da? Merge în continuare. Pe discuțiile pe care le-am avut în perioada anterioară, sper să și se concretizeze, am mers pe următoarea idee. Clubul acesta sportiv municipal trebuie în primul rând să se rezume la creșterea copiilor tinerilor din municipiul Târgu Jiu. Adică să nu ne gândim în mod... Până la un anumit nivel, da? Nu trebuie să ne gândim neapărat la sportul de performanță. Primăria acolo, municipiului Târgu Jiu... Acolo să investească Moșteanul și nu-și permite în acest moment să țină echipe în Liga 1. Poate să se asocieze. Corect. Deci clubul sportiv municipal, având o echipă de handbal a universității, având câteva echipe de basket, de junior sau acea echipă care este înscrisă în momentul de față în Liga 2, da? Putem să facem o colaborare CSM cum se numește echipa respectivă și să-i putem sprijini în activitatea pe care o desfășoară. Perfect. Dar, în primul rând, ne gândim la zona de copii tineret. Din momentul în care ai ajuns la vârsta de 17-18 ani, vorbim de altceva. Vorbim de performanță sportivă, nu la nivelul de amator, pentru că dacă ai ajuns la momentul acela, discutăm de profesioniști și acolo discutăm de cluburi private. Da? Pe care putem să le finanțăm și pe acelea. Noi avem în acest moment alocat și anul trecut și anul acesta 3 miliarde pentru orice club care să îndeplinească condițiile specificate într-un regulament stabilit de către Consiliul Local. Și finanțăm activitate sportivă. Avem bani alocați și pentru CSM, pentru că așa este normal, e clubul municipalității. În privința stadionului, s-au vehiculat atâtea nume pentru ceea ce se întâmplă în stadion, încât nici eu personal nu mai știu ce să cred câteodată, da? Vreau să vă spun un lucru. Mi-aș dori ca stadionul municipal să fie preluat de către cea mai puternică societate din lume, nu din Târgu Jiu, care să poată finanța o echipă de fotbal, dacă se poate, Pandurii Târgu Jiu, și să putem să facem performanță. Domnul Moșteanu, știți, mă uitam astă seară la un nu e adevărat. Mă uitam astă seară la un reportaj, urmăresc pe sport, de sport chiar sunt pasionat. Mă uitam la un reportaj legat de Oțelul Galați. Oțelul Galați în 3 ani de zile a trecut de la campioana României la retrogradare, la faliment și la retrogradare în Liga a 4-a sau a 5-a în Galați, da? Acum se bat ca să promoveze în Liga a 2-a. Totuși vorbim de Oțelul Galați, vorbim de Poli Timișoara, vorbim de echipe cu tradiție, vorbim de Rapid. Da? Vorbim de Rapid. O echipe cu tradiție, poate mai mare decât ce a avut Pandurii Târgu Jiu în perioada anterioară, sau cel puțin la același nivel. Trebuie să ne asumăm și un astfel de rol. Dacă echipa aceasta, la un moment dat, ceea ce nu doresc, nici nu văd la momentul acesta cum ar putea ieși din situația în care se află. Dar dacă echipa Pandurii Târgu Jiu pleacă de la nivelul Ligii a 4-a, până la urmă rămâne emblema Pandurii Târgu Jiu. Să știți că există un exemplu legat de Cluj, când au dat în administrare unei societăți. Mie mi se pare că este un bun al nostru, al cetățenilor. Nu puteți să mi-l dați, să mi-l conducă, nu știu, Moșteanu, da? Să se ocupe de administrarea lui și de toate cele, pentru că intră cu el în faliment. Și atunci avem o problemă. Cred eu, nu știu, acum, cred eu că se poate aplica exact aceeași normă pe care, dacă ar veni Bayern München și Mercedes-Benz, da? Perfect de acord cu dumneavoastră. Da, nu, dar vă întreb altceva. Și acum să fii sincer cu mine. Sunt foarte sincer. V-ar conveni dacă eu aș păstra acest stadion pentru direcțiile din cadrul primăriei și pentru activitatea noastră cu direcția de patrimoniu
și aș plăti în fiecare an 1 milion de euro sau 2 milioane de euro cu întreținerea acestui stadion? Dumneavoastră, ca cetățean, v-ar conveni o astfel de situație? Eu m-am uitat foarte atent la ceea ce se întâmplă cu Național Arena. Au niște tarife pentru fiecare lucru pe care se întâmplă în acea arenă. Haide să nu comparăm. Adică câte evenimente poți să organizezi? Da, e foarte greu. Evenimente poți să organizezi la Târgu Jiu? Ascultați-mă, a apărut echipa și din asta, da? Da. Cel care o conduce este Nicolae Sarcină. Foarte în momentul bine. În care dumneavoastră, sau printr-o licitație, abana în care va fi procedura, va lua această bază sportivă, da? Toată lumea va spune, Marcel Romanescu este omul Nicolae Sarcină. Apare echipa lui Moșteanu, Moșteanu 98, sau cum eu spune, da? Vine Moșteanu, ia baza sportivă, Marcel Romanescu este pe mână cu Moșteanu. Eu v-am spus, sunteți conștient că astea vor fi discuțiile. E clar că toată această bază sportivă nu poate fi dată cuiva direct. Dom'le, o ia Moșteanu sau o Sarcină sau altcineva sau o ia Romanescu, exact. Da? Vorbim aici de niște spații comerciale. În primul rând de spațiile comerciale. Adică eu, ca să pot să folosesc această bază sportivă, trebuie să încasez de undeva niște bani. Așa o văd eu, ca economist. Dacă am 5.000 de metri pătrați de spații comerciale, le închiriez în totalitate, în integralitate, ca să nu mai veniți dumneavoastră, să nu mai veniți dumneavoastră să spuneți ulterior, păi pe ăsta i-ai dat cu 5 euro pe metru pătrat, exact. Că era al tău, la ăla i-ai dat cu 7 cu euro 7 și... cu 2. Nu, domnul Moșteanu, veniți dumneavoastră să vă dau 5.000 de metri pătrați în stadion, în spații comerciale. Le-am cât îmi oferiți? Licitație. Da. Le-am luat și le dau eu mai departe. Îmi oferiți 1 milion de euro pe cele 5.000 de metri. E treaba dumneavoastră dacă scoateți 2 milioane, dacă scoateți 500 de miliarde, și treaba dumneavoastră. Da? Așa o văd. Iar cu banii de care discutăm, eu să pot ulterior, poate să finanțez chiar acest club. E perfect. Da? CSM-ul acesta care să intre în parteneriat cu alte, entități. Dar nu vreau să ajung ca clubul sport, ca acest stadion să devină o piatră de gâtul municipalității. Adică pentru mine asta ar fi lucru cel mai urât care mi s-ar putea întâmpla în perioada următoare. Pe repede înainte, cum e la dumneavoastră în PNL? Foarte bine. Pentru mine. Deci dumneavoastră vă ocupați foarte mult de administrație. Eu în momentul de față mă ocup de administrație. Activitatea politică, asta, o fac colegii activitatea politică o fac oamenii care și vă fac sprijină. Politică. Nu întotdeauna. Dar asta nu înseamnă... Mai cel 5 minute la colegi. Dar asta nu înseamnă da? Că nu am și oameni care mă sprijină. Și trebuie să recunosc. Dar de ce nu simțiți partidul în spate? În totalitatea lui. Nu, partidul niciodată nu o să vină în spatele tău în totalitate. Niciodată. Adică sunt oameni de bună credință care apreciază faptul că ai câștigat primăria și lângă dumneavoastră, și că vin lângă tine. Oameni de bună credință. Sunt oameni de bună credință, însă știu să fac și diferența între cei care sunt de bună credință cu adevărat și cei care sunt de bună credință doar... De conjunctură. Exact. Mulțumesc, asta o fac. Dar, v-am spus, sunt și oameni foarte, foarte buni și loiali. Care doriți președinția PNL-ului? Niciodată. Domnul... Cel puțin în perioada în care voi fi primar... Asta. În perioada în care voi fi primarul municipiului Târgu Jiu, nu. Mulțumesc pentru sinceritate. O să vă mai invit. Acum, dacă tot ați început în 2018 să comunicați foarte mult, conferințe de presă, vă felicit și pentru acest lucru, dar o să v-am invitat să stăm de vorbă și despre ce se întâmplă în PNL și despre fiecare proiect pe care dumneavoastră îl inițiați sau intenționați să-l inițiați. Deci mi-aș dori ca pe toată această perioadă, în care și la emisiunile dumneavoastră și în alte emisiuni la care voi participa, să discut în primul rând despre partea de administrație. Vă felicit mai și puțin, pentru acest lucru. Mai cu puțin, mine veți vorbi doar despre... Am numai materiale, să știți, legate mai, de mai banii cheltuiți de partea, de partea politică, pentru că vreau să vă spun un lucru. Vă rog. Ca să pot să reușesc în activitatea de primar, îmi trebuie sprijinul tuturor. Sunt perfect de acord. Da? Da. Indiferent din ce formațiune politică, am fost criticat. Voi mai fi criticat. Da? Dar nu voi sta niciodată în expectativă să aștept să vină un parlamentar la mine sau să vină un președinte de partid la mine să spună nu vrei tu să mergem împreună să rezolvăm o problemă. Voi face eu acești pași. Da? Da. Dacă municipalitatea Târgu Jiană va câștiga un primar și va pierde un lider politic, eu sunt cel mai fericit om. Mulțumesc tare mult, domnule primar. Nu îmi doresc decât să aveți un an bun, fructos și multă baftă. Să dea Dumnezeu și putere de muncă și înțelepciune, pentru că e nevoie de înțelepciune. Să dea Dumnezeu pentru toți cetățenii județului nostru aceleași lucruri frumoase pe care mi le-ați dorit mie. Cam atât, doamnelor și domnilor, pentru această seară. Invitatul meu de astăzi e domnul Marcel Romanescu, primar al municipiului Târgu Jiu. Noi ne vedem din nou vinerea viitoare, începând cu ora 19. Până atunci, să fiți sănătoși. La revedere!